Gândește-te că ajungi la McDonald's și ceri un meniu Big Mac. Și bineînțeles că fata de acolo te întreabă: doriți să fie mare? Și tu ca prostul zici da. Salut frumoșilor, avem luni și este zi de vânzări, iar astăzi am decis să vorbim despre oferte speciale sau sezoniere, cross-sell și upsell. Și să învățăm împreună cum putem să ne ofertăm mai bine produsele sau serviciile ca să aducem vânzări mai mari în firma noastră. Gândiți-vă la astea două, pentru că sunt foarte folosite de companii foarte mari. McDonald's, Starbucks și multe altele. Ce înseamnă astea două? Cross-sell-ul este atunci când ți se recomandă ceva lângă ceva care ai cumpărat deja. O să vorbim prima dată despre cross-sell și upsell. Faza de la McDonald's. O să-l luăm exact după cum se întâmplă acolo. Ce înseamnă cross-sell? Atunci când tu comanzi ceva, să zicem un meniu, ți se recomandă ceva pe lângă. O plăcintă, să zicem, care nu intră în meniu. Ăsta este cross-sell-ul, îți recomandă ceva complementar. Un desert, un suc lângă, dar meniul avea deja, practic, apa sau sucul și cartofi prăjiți. Dacă, de exemplu, comanzi un meniu, Big Mac, da? Ți se dau cartofii, sucul și sandwich-ul. La cross-sell poate să-ți mai bage pe gât un sos. La upsell te întreabă dacă îl vrei mai mare, deci îți recomandă varianta mai scumpă. Asta înseamnă absolut. Ce înseamnă asta în vânzări? Cel puțin 10% în plus la vânzări, care este enorm. Gândiți-vă la o vânzare de 10.000 de euro, pur și simplu, cu magazinul vostru online. O lună, două, 15, nu știu în cât timp vindeți, 10% înseamnă 1.000 de euro în plus, din care aveți o profitabilitate mult mai bună, pentru că voi vă asigurați oricum vânzările inițiale, din care scădeați chirie, utilități, angajați și mai aveți pe acolo de plătit. Surplusul ăsta este grăsime. Și de obicei vânzările astea în plus față de ce ați estimat, vă depășiți break-even, nu am vorbit de break-even point. Practic aici rămâne o profitabilitate mult mai mare. Poate să fie și mai mare, bineînțeles, depinde numai și numai cum vindeți. Cu upsell și cross-sell. Cum ar suna niște strategii de genul ăsta pentru un magazin online, să zicem, cu servicii. Poate vindeți un curs de copywriting, să zicem. Aveți nevoie pentru cross-sell și upsell să mai aveți niște produse complementare. Poate un e-book la 5 euro, dacă de exemplu cursul costă 150 de euro, pentru că este expensive, asta este. Poate treceți printr-un proces din ăsta de învățare mai îndelungat, poate durează 2 săptămâni, poate faceți zoom-uri în fiecare săptămână, nu știu. Dar trebuie să aveți și niște elemente complementare, niște produse sau servicii complementare. Puteți să adăugați pentru faza de cross-sell, să adăugați un e-book la 5 euro. Înainte să faceți, de exemplu, vânzarea asta, puteți să o luați și invers. Practic, cross-sell-ul să vină din vânzarea e-book-ului. Dacă promovați e-book-ul, de exemplu, sau o carte, orice altă carte, pe social media, de acolo se fac tranzacții, da? Vindeți 100 pe, nu știu, 3 luni, să zicem. De acolo, din e-book-ul ăla, faceți cross-sell, care e mult mai mare, pe cursul de copywriting. Sau dacă mergem, de exemplu, pe upsell, aveți cursul de copywriting, level 1 și poate level 2 este puțin mai scump. Dacă era 150 de euro varianta inițială, îl vrei mai mare la 180 de euro și uite, îți dau și un modul de contabilitate pentru firma ta, să zicem. Practic, dacă iei level 2 la cursul de copywriting, te va costa 180 de euro, dar are mai multe chestii, este mai mare ca și informație. De exemplu, pentru cei mai experimentați, care știu despre ce e vorba deja în copywriting. Sau putem să mergem și pe ofertare. Aveți mai multe produse. Ideal ar fi să aveți mai multe produse pe site-ul vostru. Fie că vorbim de bluze, merch-uri, cărți, e-book-uri, cursuri. Da, aveți nevoie de mai multe, dacă e un curs, de exemplu, inițial, care duce tot site-ul ăla la 150 de euro de copywriting, să zicem, mai adăugați un e-book de copywriting, mai adăugați un e-book gratis, de exemplu, pentru primii pași în business, mai adăugați un modul care vine odată cu cursul ăsta, care te costă, nu știu, 40 de euro și te învață să faci Facebook Ads, de exemplu. Poate mai pui un modul de vânzări, care este gratis, deci trebuie să ai portofoliu cât mai mare. Nu din prima, bineînțeles. Dacă mergi din prima cu un singur produs, trebuie să fie oarecum competitiv pe piață. Până lumea îl învață și începi să ai aprecieri și niște review-uri, ca să poți să dai mai departe, să-ți faci reclamă. Apoi diversifici gama de produse. Ofertele atunci pot intra în funcțiune. Hai să ne gândim puțin la Starbucks. Dacă mergeți la Starbucks iarna în principiu, acum au început să bage și mai des, găsiți niște combo-uri. Ce înseamnă combo? Este o combinație de mai multe produse. Aveți așa. Cafea, plus în momentul ăsta știu că se dă, mi se pare, clătite și croissant sau croissant, mă rog. Și undeva oferta este 20 de lei, dacă nu mă înșel. Ei, dacă trebuie să le luați pe astea, mă rog, cu o cafea mică. Și dacă, bineînțeles, mai face și upsell după aceea. Dacă iei ăsta cu cafeaua mai mare, bineînțeles, te duce la, nu știu, 23 sau 25. Deci poate să facă și upsell pe oferta respectivă. Dar hai să ne referim strict la asta. Dacă le-ai luat separat pe amândouă, ai da undeva la 28 de lei, să zicem. Pentru că sunt mai scumpe. E, ți-a făcut, bineînțeles, o reducere, însă chestiile astea se fac atunci când scad vânzările. Dacă
este lună bună de vânzări. Trebuie să știi chestia asta. Dacă ai un an de funcționare, te uiți în toate lunile în care ai activat până atunci. De exemplu, pe decembrie, mall-urile merg foarte bine, pentru că e luna cadourilor, toată lumea e în mall, își cumpără haine, își cumpără de toate. Stă pe la cafele, mănâncă, etc. Dacă mergi în iunie, este aproximativ la fel. Nu chiar la fel, dar aproximativ. În luna aprilie, când mai este Paștele, aproximativ la fel. Însă, ianuarie, februarie, luni foarte slabe. De asta Starbucks-ul băga mereu când venea iarna, băga ofertele astea. Mai cu un sandwich, mai cu nu știu ce, pentru că scădeau vânzările și practic trebuia să ofere mai mult. Trebuia să ofere, de asta se numește a oferi. De asta este ofertă. Oferai mai mult pentru clienți ca să-i faci să consumă mai mult. Dacă nu, veneau doar pentru cafeaua asta, dădeau 12, nu știu, 15 lei pe ea și atât consumau. Cum faci să consume mai mult? Chiar dacă scade profitabilitatea, tu vrei să vinzi mai mult. Decât să vinzi atâta, mai bine vinzi mai mult și dai o chestie mai la un preț mai bun. Croissantul, să zicem, da? Sau clătita. Sau un sandwich. Nici nu prea contează ce e, pentru că tu cauți să mărești vânzările. Da? 20 de lei versus 15 lei. Chiar dacă, nu știu, clătitele astea au fost 3 lei din costul ăsta de 5 lei suplimentar, ai făcut 2 lei în plus. Nici nu contează. Asta se va întâmpla pentru 2 luni de zile cât ai oferta. Sau o lună de zile. Sau o săptămână. Depinde numai de tine. Că nu trebuie să o faci mereu. Ei, oamenii vor ține minte și atunci când vin lunile bune, în care toată lumea are bani și cheltuie, ghiși ce? O să vină oricum să-și ia și una și alta. Se obișnuiește și cu produsul al doilea, că nu este de ajuns să dai doar o cafea. De asta vă zic, trebuie să diversificați oarecum portofoliu, nu contează ce vindeți pe site-ul vostru. Practic, ofertele astea puteți să le băgați, bineînțeles, trebuie să fie cu scarcity. Am zis că mai discutăm despre partea asta de scarcity, ce înseamnă? Înseamnă să dai un termen, neapărat să dai un termen ofertei. Adică să se știe clar că oferta este valabilă până în data D. Cu cât este mai puțin disponibilă, cu atât va fi achiziționată mai mult. Am făcut un test, bineînțeles, și inclusiv la noi pe site. Am pus pentru 2 zile, adică scarcity foarte, foarte mare, un pachet, adică am tot pachetul de e-book-urile, toate e-book-urile mele scrise vreodată, care se ducea undeva la 100 și de lei. Este un pachet făcut clasic și este la noi pe site, pe notoriu.com, da? L-am pus pentru astea 2 zile la 50% reducere, doar în alea 2 zile. A generat vânzări de 1500 de euro. În plus față de cât se vindea normal, în doar 2 zile. Deci asta puteți să încercați și voi. Fie că aveți o cafenea, o șaurmerie, o ceva, nici nu are relevanță ce. La mine toate astea erau produse digitale. Dacă aș fi așteptat să dau toate astea ca să vând de 1500 de euro, fără să creez o ofertă pentru 2 zile scarcity, da? Cine știe în cât timp le-aș fi dat. Așa am creat o urgență, am adus valoare. Scarcity-ul ăsta, asta face. Stai să-l mai notez o dată aici. Să-l căutați, puteți să vă documentați despre el pe Google. Citiți cât puteți și vedeți și alte exemple de scarcity. Test la tequila. A fost o campanie genială cu scarcity la mijloc. Sunt doar nu știu câte au fost create. S-au terminat toate într-o singură noapte. Toate s-au cumpărat. Pentru că era un număr limitat. Deci puteți să mergeți și pe deadline, puteți să mergeți și, bă, am creat 500 de tricouri de asta sau 500 de căni cu sigla asta. Astea sunt toate. Cumpărați-le, adică anunțați dinainte și se cumpără foarte, foarte repede. Pentru că se creează o cerere. Deci când vorbim de vânzări, încercați astea 3 chestii. Da? Deci neapărat trebuie să aveți, dacă aveți un singur produs la început, ok, are tracțiune sau prinde tracțiune. Eu am avut un singur e-book la început. Nu prea avea tracțiune, avea foarte, foarte puțină. Apoi am mai creat unul gratis. Și tot așa, am oferit cât mai mult, cât mai mult. Am băgat și scarcity, după aia am băgat și oferte. Am oferit și mai multă valoare. Asta se întâmplă, oferi valoare către cei care ar vrea să cumpere. Deci nu poți să faci asta cu oricine. Nu poți să mă opresc la cineva pe stradă acum. Hei, am un e-book, cumpără-l. Nu. După ce am oferit valoare în prealabil celor care ar fi interesat să cumpere, atunci încep să le faci oferte ca să fie atractiv și pentru ei. Și ușor, ușor, bineînțeles, dezvoltați-vă cross-sell-ul și upsell-ul. Orice vindeți, dacă vindeți shawarma, dați-le și un suc din partea casei într-o anumită perioadă. Adică aveți o săptămână, bă, dacă vii și ei shawarma mică sau mare, ai sucul din partea casei săptămâna respectivă. Chiar și atunci când vin în locațiile voastre sau intră la voi pe site, dacă aveți un magazin online, cross-sell-ul trebuie să fie pregătit. Eu am plătit o aplicație care atunci când intri pe site și te uiți, răsfoiești prin e-book-urile alea, îți apare jos încă ceva. Uite, îți recomandăm și ăsta. Unele produse sunt gratis, dar pur și simplu că ofer mai multă valoare prin astea, o să te plătească la un moment dat. Chiar dacă nu o fac din prima, dacă ai niște produse gratis. Și nu e bine să le aveți mereu. Gândiți-vă la magazinul de pantofi Leonardo, dacă vă țineți minte magazinul ăsta, cine știe. Era magazin cu pantofi sport, pantofi bărbătești, pantofi mai eleganți, pantofi de toate felurile. Ei, ăștia când au deschis de prima oară, din prima zi, tot timpul la ei erau reduceri. Erau numai prețuri tăiate
Și tot timpul când mergeai acolo erau reduceri. Nici așa nu este bine. Deci e bine să ai prețul normal și să pui scarcity, da? Și ofertarea asta, adică ori creezi o gamă foarte, foarte limitată, limited edition, avem 50 de produse, le lansăm doar pe astea, când se dau, se dau, la revedere. Am mai făcut și chestia asta la Bubble Waffles. Am creat un produs și am zis, băi, avem 50 de bucăți, veniți și luați-l. Se numea Scary Spice, ceva de genul, era de Halloween. Când s-au terminat, s-au terminat. Sau aveți partea de scarcity când puneți deadline. Hei, cumpără în astea 2, 3 zile sau 5 zile ai maxim, cu cât e mai puțin timpul, cu atât se va cumpăra mai repede. Pentru că este o urgență din asta, ca și cum, băi, nu mai apuc, trebuie neapărat să mă duc să-l iau. Și la fel, asta se întâmplă cu cei care vor să cumpere. Niciodată cu cei care nu vor să cumpere. Lor nu o să le vinde niciodată nimic. Că am mai auzit niște texte de genul ăsta, mamă, dar tu le bași pe gât, îi manipulezi să-ți cumpere. Nu, nu, dacă omul nu vrea să cumpere, e ca la hipnoză. Dacă omul nu vrea să se lase de fumat, nu o să poți să-l faci tu prin hipnoză să se lase de fumat. Așa că puteți să gândiți lunar să aveți ceva de genul, 2 zile sau 3 zile din astea, la ofertare. Sau puteți să gândiți pe tot anul, când sunt lunile mai slabe, să puneți o ofertă de genul ăsta. Cross-sell, upsell, să le aveți pregătite acolo când intră omul în magazin sau pe magazinul online. Și mereu căutați să oferiți ceva mai mult decât oamenii se așteaptă. Adică dacă intru pe site acolo și văd toate produsele mereu la 169 de lei, 200 de lei și nu se schimbă nimic acolo, nu faceți un amalgam de produse, de exemplu 3 produse făcute la pachet, cum am făcut toate e-book-urile mele, nu puneți un combo să combinați o cafea cu un sandwich, ca omul să ia un preț mai bun pe ele, o să fie plictiseală. Adică nici să aveți toate prețurile tăiate, dar creați o dată pe lună sau, cine știe, de 2-3 ori pe an, creați niște campanii de genul ăsta, oferte. Pentru că, practic, aduc foarte multă valoare către client și este mult mai probabil să le vindeți ceva. Și pe măsură ce le vindeți chestii, încearcă și aia, încearcă și aia, încearcă și aia, e posibil să vă devină client fidel. Și să încerce și când e scump și e profitabilitatea la maxim, și să încerce și alte produse pe care voi le scoateți pe piață, fie că sunt servicii sau produse fizice. Și tot așa. Deci asta a fost pe Vânzări Frumoșilor. Ne auzim data viitoare. V-am pupat!